ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, Antena 1 Pitești. Evoluția pestei porcine africane nu este de factură să-i îngrijoreze pe argeșeni. Cel puțin acesta este mesajul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Argeș, care informează că au fost instituite toate măsurile legale de prevenție în acest sens. În mai multe zone din țară au fost sesizate focare de peste porcină, ceea ce a dus la sacrificarea unui număr mare de animale. Ca urmare, o parte dintre crescători au primit deja despăgubiri, în timp ce alții așteaptă încă acești bani. La nivelul județului Argeș au fost instituite din timp toate măsurile legale pentru prevenirea acestei maladii, astfel încât la acest moment nu sunt motive de îngrijorare. Pe teritoriul județului Argeș nu avem niciun fel de suspiciune în ceea ce privește pesta porcină africană. Ce pot să vă spun eu? Că DRSVS Argeș a luat măsuri în ceea ce privește pesta porcină africană cu mult timp în urmă și în special am activat Centrul Local de Combatere a Boilor, unități locale de sprijin la nivelul localităților, am avut instruire cu toți medicii veterinari concesionari, instruire cu medicii veterinari de la ferme, instruire cu reprezentanții fermelor, instruiri cu cei de la fondurile de vânătoare. Chiar dacă boala nu se transmite de la animale la om, este periculoasă prin faptul că porcii infestați transmit ușor boala către alte animale, iar pierderile pot fi semnificative. Tocmai de aceea se trage un serios semnal de alarmă pentru respectarea normelor de prevenție, recomandarea specialiștilor fiind aceea că la cea mai mică suspiciune să ne adresăm celei mai apropiate unități sanitar-veterinare ori specialiștilor din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Primarii din nordul județului Argeș se plâng de creșterea prețurilor la branșamentele la gaze. Prețurile s-au triplat de la 1 iulie. Primarul comunei Lărești a cerut alături de alți edili o justificare din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. În comuna Lărești, ca în multe alte comune din Argeș, se lucrează la extinderea rețelei de gaze. Surpriza cetățenilor, dar și a edilului, a fost să constate că de la 1 iulie anul acesta, costul unui branșament perceput de compania de gaze este de peste 5.000 de lei, de 3 ori mai mult ca la începutul verii, în ciuda contractelor semnate chiar în urmă cu un an. Noi am făcut cu primarii, cu Schitu Golești, cu Mihăiești, Stâlpești și Țitești și Lărești, am făcut un memoriu la Agenția Națională de Reglementare a Energiei. E extraordinar de mult să dai 5.000 de lei pentru 3 metri de conducte și o cutie la poartă cu aparat care măsoară gazele consumate. Din punct de vedere al edililor, majorarea nu se justifică. Deocamdată nu au nicio justificare. S-a trecut acolo, se plătește mai multe cheltuieli, printre care și 130 de lei analiza dosarului, deci care până acum nu erau. Mi se pare extraordinar de mult și noi, ca și edili, trebuie să venim în sprijinul cetățenilor. Primarii mușceleni sunt deciși să meargă în capitală, la compania furnizoare, la agenție sau guvern, pentru a rezolva măcar o parte dintre aceste probleme reale ale cetățenilor. Festival de promovare și activare a patrimoniului cultural al municipiului Câmpul Lung Mușcel la sfârșitul săptămânii. La activități sunt așteptați să participe argeșeni, dar și turiști români și străini. Patrimoniul municipiului Câmpul Lung va intra în atenția turiștilor de vineri până duminică, 16 septembrie. Vor avea loc ateliere, proiecții de filme, întâlniri culturale. Proiectul este inițiat de Fundația Pro Patrimonio și își propune să aducă în prim plan cultura locală. Este un proiect intercultural pornit în zona balcanică alături de parteneri din Grecia și din Bulgaria. Este, așa cum spune numele, Three Doors, Three Countries. Este un proiect care își propune să investigheze 3 tipuri de uși, de porți pentru 3 orașe din aceste 3 regiuni. Credem că programul propus de noi ar putea fi de interes pentru mai multe tipuri de vârste. Avem filme și ateliere care se adresează atât copiilor cât și adulților și zona noastră de desfășurare va fi Curtea Vilei Golescu, unde vom avea diferite ateliere. Va fi întregul oraș în care vom propune un tur de arhitectură pe urmele arhitectului Berechet, probabil unul cel mai cunoscuți arhitect de aici din zonă. Vila Golescu va fi loc de întâlnire în cadrul atelierelor, prezentărilor de meșteșuguri și degustărilor de produse tradiționale. Locul proiecțiilor de filme va fi parcarea din spatele Casei de Cultură Tudor Mușatescu, acolo unde cândva a existat un teatru de vară. Persoanele care doresc să participe la activități sunt așteptate să se înscrie online, accesând pagina fundației propatrimonio.org. Nu există taxă de participare. Este binevenită orice formă de donație la fața locului. Evenimentul este organizat de Fundația Pro Patrimonio cu sprijinul Primăriei Municipului Câmpul Lung și al Centrului Național al Cinematografiei.
Luna septembrie vine cu deja tradiționalul trofeu Câmpul Lung la viteză în coastă, ajuns la cea de-a 7-a ediție. În perioada 22-23 septembrie, Clubul Sportiv Brothers Motorsport, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, cu sprijinul Primăriei Municipiului Câmpul Lumușel și al Primăriei Lerești, dar și al Consiliului Județean Argeș, organizează trofeul Câmpul Lumușel 2018, contând ca etapa a 7-a în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. După evenimentul de la Rânca, trofeul Câmpul Lumușel se va dovedi din nou decisiv în lupta pentru titlul suprem și va decide campionii la mai multe clase. Deja interesul sănit în rândul echipelor este unul extrem de mare, iar organizatorii se așteaptă la un număr record de piloți înscriși la start și contează din nou și pe prezența extrem de numeroasă a publicului mușelan și nu numai. Trofeul Câmpul Lung Mușel la viteză în coastă este cea mai importantă competiție automobilistică sub egida FRAS, organizată în județul Argeș. Elita pilotajului românesc își va dovedi încă o dată abilitățile tehnice, dar și curajul pe drumul județean Lerești-Voina, în mirifica zonă turistică a barajului Reușor. Traseul de 3 km este considerat a fi unul dintre cele mai tehnice din Campionatul Național de Viteză în Coastă. FC Argeș va întâlni în deplasare pe CSM Slatina, singura formație de Liga a 4-a care a ajuns până în faza a 4-a a competiției. Slătinenii au eliminat în tururile 2 și 3 pe FC Universitatea Craiova și CSO Filiaș, două formații de Liga a 3-a. Chiar dacă vor avea în față o echipă de etalon inferior, Emil Săndoi, antrenorul lui FC Argeș, le cere jucătorilor să trateze cu mare seriozitate această partidă pentru a nu avea parte de surprize. Tehnicianul echipei argeșene și-a pus în gardă elevii după rezultatele surprinzătoare obținute de slătineni. CS Mioveni încearcă o calificare în 16-mile Cupei României, competiție în care echipa argeșană a scris la un moment dat istorie, învingând echipe precum Astra, Dinamo și Steaua. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!